Suntem în biroul directorului Teatrului Național Aureliu Manea, domnul Cătălin Grigoraș. Bine v-am găsit, domnule director, mulțumim pentru că ne-ați primit și am dorit cumva să discutăm despre, nu chiar așa generalist despre lumea în care trăim, dar despre situațiile pe care le trăim, cu atât mai mult cu cât o instituție precum un teatru este relativ bine afectată de ce se întâmplă, de restricțiile care sunt. Așa că o să vă întreb direct cum se joacă scenariul roșu la Teatrul Național Aureliu Manea și pe scena acestui teatru. Bine ați venit. Se joacă cu casa închisă. Asta e bine, înseamnă că vânzarea este făcută. Da, din sau cu casa închisă că nu intră nimeni. Din nefericire... s-au anulat, s-au suspendat de fapt spectacolele. Le vom relua la începutul lunii aprilie. S-au vândut bilete în această perioadă de când, din octombrie, cu mici excepții, noiembrie-decembrie, sele au fost aproape pline. În limitele 30 sau 50% în funcție de scenariul în care eram, dar de fiecare dată biletele s-au vândut și a funcționat, am simțit dorința publicului, o dorință fantastică a publicului de a reveni la teatru, ceea ce e îmbucurător pentru noi. Categoric e trist că nu putem să ieșim la rampă cu anumite spectacole, nu putem să, sau că această conexiune actor-spectator s-a întrerupt în perioada aceasta de scenariu roșu, dar noi lucrăm, actorii Teatrului Național Aureliu Manea lucrează, muncesc acum, pregătim două spectacole tip one-man show, pentru că din octombrie am dezvoltat un proiect, un program special pentru acest tip de spectacole, într-unul, două, maxim trei personaje, iar din octombrie am scos și până în prezent am scos o serie de spectacole, dacă ne referim acum cu foarte mare priză la public și cu succes, ne putem referi la Conul Leonida față cu reacțiunea, regia Muriel Manea, ne putem referi la Tutun și Praf de Oase, regia Filippo Dangiu, spectacole pe Sala Studio, spectacole foarte bine primite de public, iar pe zona asta de One Man Show, One Woman Show a ieșit la rampă Electra, după Electra lui Sofocle, a ieșit la rampă O cameră, un text scris sau dramatizat de Luana Hagiu și regizat de ea, după Virginia Woolf, sau Oracol, un alt text, concept, grație la Bădescu. Pregătim în momentul de față Van Dan, 10 ani de sânge murdar, un spectacol sau un performance după un caz real. Și la finalul lunii martie ne pregătim, sperăm că va permite și situația, să vedem Suflerul Fricii, regia Muriel Manea cu actorul Ioan Alexandru Savu, după un text scris de Matei Vișniec. E activitate bogată la teatru, încercăm să ne pregătim și ne gândim că vor veni vremuri mai bune și vom scăpa de toate aceste scenarii roșii, verzi, galbene, albastre, toate culorile care... Da. Dumneavoastră, ca instituție, nu aveți, să zic așa, ce să faceți decât să mergeți mai departe. Am observat și cred că nu m-am înșelat că este oarecare preponderență a spectacolelor tip One Woman, One Man Show. Să înțeleg că asta vine cumva mulat pe faptul că este totuși pandemie și încercați cumva să, nu știu, să protejați actorii sau... Dar fără discuție, din punctul meu de vedere și o părere personală, spectatorul este, nu poate fi într-un loc mai sigur decât la teatru. Există distanțare între scaune, există distanțare între, știu, de la un rând la altul, pe un rând se stă, pe altul nu, și așa mai departe. Spectatorul poartă mască pe întreaga durata reprezentației. Actorul pe scenă este mai expus, pentru că este foarte greu, aproape imposibil să joci cu masca pe figură. Nu... cu corpul, cu fața, transmiți lucruri, este practic imposibil. Și atunci, da, actorul este cu mult mai expus și ne-am gândit pentru stagiunea 2020-2021 să abordăm acest gen de spectacole în repertoriul teatrului. Ne-am adaptat vremurilor,
mai ales că vara trecută am dezvoltat o serie de spectacole în outdoor, unde scenele nu sunt extraordinar de, știu, ofertante, că spațiile sunt extrem de mici, posibilitățile tehnice sunt reduse și atunci în această stagiune punem accent pe zona asta de spectacole care la un moment dat pot fi duse în fel de fel de spații convenționale sau neconvenționale, în fel de fel de spații outdoor, unde putem crea acel cadru perfect pentru derularea reprezentației. Chiar și în ediția de anul trecut a festivalului au fost multe spectacole outdoor. Deci... Toate au fost outdoor pentru că legea ne-a interzis să jucăm în interior și atunci am încercat să adaptăm. Din punctul meu de vedere a fost un succes. E adevărat că nu orice spectacol se poate adapta din indoor în outdoor și tehnic este în anumite situații este imposibil, dar am adaptat o parte din spectacole și de asta și construim repertoriu sau construim o zonă din repertoriu, construim în felul acesta. A fost un succes perioada de vară din punctul de vedere al, pentru că la Turda de-a lungul anilor nu s-a întâmplat să avem spectacole în fiecare weekend de peste vară. Și gândim dacă va fi la un moment dat reabilitat și teatru de vară, gândim un program în acest sens și de ce nu peste 2-3 ani, nu numai teatru din Turda, și alte teatre sau alte, eu știu, instituții care oferă spectacole sau teatre independente să poată veni pe niște scene amenajate și toată vara să joace, să prezinte spectacole, nu numai pentru comunitate, ci pentru întreg, sau pentru întreaga zonă turistică a orașului. Pentru că, cine vrea până la urmă. Da, dacă turistul vine la Turda să vadă Salina, vede și Castrul Roman, de ce să nu vadă și niște spectacole în outdoor? E vară, e frumos... Te poți spectacole adapta. Care până la urmă, dacă dumneavoastră aveți stabilit, dumneavoastră ca instituție mă refer, aveți stabilit un program, pot fi promovate chiar turistic. Fără discuție. Vom gândi cu siguranță și un bilet comun sau platformă comună cu celelalte instituții turistice, cu muzeul, cu Salina, de ce nu și la momentul la care Castrul Roman va fi finalizat și acolo se va crea un pol turistic important. Poate fi castru sau știu eu, o parte, o idee de decor pentru anumite spectacole? Fără discuție. Nu vreau să vă provoc mai mult, vreau doar să vă întreb, pentru că ați amintit de teatru de vară, vreau să vă întreb dacă aveți un hint, ceva, dați din casă, știți că se întâmplă ceva? Nu știu nimic. Știu că sunt tot felul de proiecte care se implementează la Turda. Știu că am avut câteva discuții pentru a gândi niște programe pentru zona pietonală, pentru zona teatrului de vară. Din punct de vedere tehnic nu știu detalii, nu vă pot spune nimic. Știu că doar se investește și există o grijă considerabilă pentru zona de, știu, de stradă, de zona care poate oferi atât comunității cât și turiștilor, poate oferi spectacole plus valoare până la urmă. În zona asta de discuție s-a întâmplat să amintiți la un moment dat de faptul că s-ar fi vândut bilete, s-a și făcut un program, s-a anunțat un program pe luna martie. Așa este. Și noi chiar la nivel de mass media am primit acest program pentru a fi promovat. Ziceați că s-au vândut și bilete. Să înțeleg că acele bilete vor fi valabile pentru perioada următoare, după ce, că asta nu era în momentul în care se știa că va fi un nou scenariu roșu la Turda. Noi vom relua în aprilie exact spectacolele din perioada cu scenariul roșu, dacă vom reveni la scenariul galben sau verde, vom relua aceleași spectacole și biletele vor fi valabile pentru reprezentațiile respective. Am avut o discuție și la nivel de teatru și am stabilit dacă, pentru că nu e vina spectatorului, și nu știm dacă în aprilie spectatorul care și-a luat bilet are același timp liber ca în martie. Și atunci am hotărât ca biletele să fie valabile pentru orice reprezentație a teatrului, din momentul în care se va redeschide accesul publicului, urmând ca spectatorul să-și facă o rezervare și să se prezinte cu acel bilet ca să poată fi validat la caserie.
cei care nu doresc și nu vor, pentru că sunt și foarte mulți de la Cluj care și-au luat bilete online, pot suna la agenția teatrală și li se poate restitui contravaloarea biletului. Dacă bine rețin, în urmă cu aproximativ un an am fost în sala studio când am transmis un spectacol live. Nu știu dacă... cred că era un weekendul înainte de a se anunța starea de urgență. Dacă ne gândim acum, e 9 martie, așa-i? Deci exact în 9 martie s-a închis și în 14 martie am făcut spectacolul în sala studio online. A fost o transmisiune cu Turda TV și am și discutat cu actorii la final și așa. Nu neapărat în ideea de a face un clișeistic arc peste timp. Vreau să vă întreb cum ați încercat să abordați ideea asta de online în teatru? A fost o euforie la început și, și spectacolul transmis de noi anul trecut în martie a fost foarte bine primit și publicul comunit s-a conectat foarte bine. E să știți că după 2 luni de zile, personal vă spun, am ajuns la o saturație, pentru că atât de mult, fiind foarte mult timp închiși și atât de mult teatru am văzut pe toate canalele, încât am trecut în partea cealaltă. Fără discuție, spectacolul văzut online diferă enorm de mult de spectacolul simțit, trăit în sala de... Exact, acel schimb de energie dintre creator și spectator este total diferit. E acel ecran care blochează. Și atunci, tot de la finalul anului trecut, am început să gândim filmarea spectacolelor în regim cinematografic, într-un regim sau într-o formă filmică cumva. Numai că și aici e nevoie de aparatură specială, sunt niște oameni care fac, e nevoie de fonduri, de finanțare, lucrurile sunt un pic mai complicate. Dar e foarte greu să urmărești un spectacol online dacă nu este filmat într-un anume fel. Acum, mă scuzați că vă întrerup, da, evident, și profesioniștii știu cum să surprindă cadre, emoții și așa mai departe. Cumva faceți trimitere la ceea ce era, dacă bine rețin, și cei mai vechi, așa un picut, să zic așa, și aduc aminte, era, nu știu, marțea era Telecinemateca sau era teatru, că nu mai știu în care din zile, dar era într-una dintre seriile săptămânii, era seară de teatru la TVR. Și acum cred că mai este pe TVR3, dacă nu mă înșel, este pe teatru TV, mă uit cu plăcere. Chiar săptămâna trecută am revăzut Visul unei nopți de iarnă de Tudor Mușatescu cu Florin Piersic. Foarte bine și da, una e să vezi un spectacol filmat într-un regim de genul acesta și alta e să ai 2 sau 3 camere dincolo de rampă, nu surprinzi, nu tot... E dificil de urmărit și am constatat asta pe propria piele. Acum, fără discuție, că va trebui să ne adaptăm acestor vremuri, că până la urmă și teatru, de când există pe pământ, s-a adaptat. Și n-a fost teatru doar în sala de spectacol și n-a fost teatru doar outdoor, au fost diferite forme de teatru. Și uite că, da, 2020 ne-a silit să ne gândim la aceste noi forme de a face teatru și de a transmite pe fel de căi. Dar din punctul meu de vedere, dacă spectacolul nu este filmat la genul, la modul la care vorbeam de teatru TV sau de telecinematecă, nu poate fi urmărit, pentru că îți pierzi. Suntem în epoca vizualului, suntem în epoca în care lucrurile se întâmplă de la o secundă la alta și imaginile trec prin fața noastră, începând de la toate canalele astea de social media și mergând cu canalele Netflix și așa mai departe, și lucrurile sunt făcute într-un anume fel care stimulează spectatorul, telespectatorul. Va trebui gândit la modul acesta orice spectacol pe care vrem să-l transmitem în online. Nu știu dacă e cea mai potrivită paralelă, să zic așa, sau analogie, dar îmi vine în minte un lucru. Mai de mult nu erau atâtea mașini pe drum, să zic așa. Acum sunt o grămadă de mașini. În ideea de a cuceri potențialii cumpărători, producătorii vin cu tot felul de inovații. Cetățenii văd la televizor în general top of the line, adică ceea ce e cel mai bun în industrie.
Evident că nu toți își permit lucrul ăsta, dar lor li se fixează un fel de target. Ori, cum aminteați dumneavoastră de Netflix sau știu eu, de alte producții cinematografice care chiar ieri vedeam pe YouTube o chestie despre posibilitatea producției și a lansării Avatar 2. Și se vorbea că iar venea James Cameron cu tot felul de invenții în filmări și așa. Și se avansa o sumă. E vorba de $1 miliard. Adică când consumatorul de film se duce și vede filmul, îi se stabilesc niște standarde. Corect. Dar în spatele a ce vede el ca standard, sunt niște cheltuieli și o muncă enormă. Ori, de exemplu, dumneavoastră ca teatru, nu o să vă puteți permite să faceți producții la nivelul la care deja ai fixat un standard de marile corporații și marile companii. Da, și atunci da, întotdeauna va fi un fel de... nu va fi cum să mă exprim eu, să înțeleg și eu în sensul ăsta, să mă exprim, să înțeleg și eu. Orizontul de așteptare poate nu va fi umplut până la maxim. Păi nu, dar e foarte important de ce așteptări avem noi cei care producem. Pentru că eu nu mă gândesc din punct de vedere de marketing. Nu vreau să fac o producție gen Avatar 2 e un exemplu, da. Sau o producție care să concureze cu Netflix-ul sau cu alte canale Pro TV și așa mai departe, unde omul firesc se duce seara după știrile de la ora 7 și se uită la film sau nu. Dar pot să vin cu o anume calitate, da, ridicată ca și pe niște principii de bun simț, ca să-l țin pe cel care e interesat de a urmări un... sau pe consumatorul de teatru care intră în sala de spectacol și pentru că nu poate să vină la teatru, atunci poate sta pironit în fața ecranului când nu are voie, când, uite, suntem în scenariu roșu și atunci el trebuie să vadă. Sau trebuie să-și alimenteze sufletul cu genul ăsta de manifestări, de evenimente. Mai e iarăși categoria de români plecați în afară, în exterior, care nu au acces la spectacole în limba română sau au acces foarte greu și atunci, în special pentru zona de copii, s-ar bucura foarte tare să vadă un spectacol foarte bine filmat la un anume nivel. Nu trebuie să ajungem la Avatar 2, dar trebuie să fie într-un standard, având în vedere, repet, aceste imagini care ne invadează zi de zi, totul vine peste noi ca un tăvăluc și atunci și copilul, el e conectat la toate device-urile, la toate dispozitivele noi, cu toate jocurile astea și el nu are timp. Mă uit la fiul meu care se plictisește dacă se uită și nu se întâmplă ceva în, știu, filmul, desenele animat sau chiar și pe un joc, dacă nu se întâmplă ceva care să-i stârnească atenția, a schimbat, se duce. Asta e noua generație și atunci cumva trebuie să ne gândim și să filmăm aceste spectacole. Sunt niște trucuri, dacă nu de meserie. Categoric e nevoie și de un anume buget în spate ca să poți să le filmezi la o anume calitate, că altfel fără bani nu poți să faci absolut nimica. Și filmându-le la un nivel decent, putem să le livrăm în online, să fim și noi mulțumiți că ceea ce am vrut să transmitem se și înțelege și să fie mulțumit categoric spectatorul, cel care consumă genul ăsta de... Cel mai probabil vor fi și actorii puși în situația de a repeta anumite scene, deci nu va merge un spectacol cap-coadă ca și cu spectatori în sală, ci probabil se vor repeta scene, se rea cadrul și așa mai departe. Cred că 3 sau 4 spectacole au fost deja filmate într-un experiment cu niște absolvenți de UBB din Cluj. Au venit cu propunerea asta spre noi și am zis ok, hai să încercăm. Și exact la modul acesta am împărțit spectacolul pe scene, 20-25 de scene și am luat și am filmat scena 1, scena 2, scena 3, acolo unde a fost nevoie s-a reluat de 2, de 3, de 5 ori scena respectivă pentru a surprinde exact ce trebuie, gesturi, mimică, de a fi cumva și în momentul în care iese acest produs, cumva copilul sau părintele care se urmărește trebuie să aibă senzația că se întâmplă acolo
la el în casă, cu el, lângă el, că îi face parte din acest... Și cum s-au dovedit aceste filmări experimentale? Încă nu care am rezultat? Urmează, sunt în producție. Că deci nu s-a făcut montaj? Montajul se lucrează la montaj, înțeles. Urmează să le avem. Am început din noiembrie anul trecut, sunt 3 sau 4 și se lucrează la montaj. Acolo e partea dificilă. Montajul, știți foarte bine. Ideea este că actorii au și ei de suferit cumva din punctul ăsta de vedere. Cum se manifestă ei așa, să zic? Simt un regret că nu au public în sală. Le pierde cheful de a juca, să vorbesc așa mai... Fără discuție, și eu sunt în situația asta, pentru că și eu sunt actor și îmi doresc. Acum, în 6 martie, trebuia să fie ultima haltă în Paradis, abia așteptam să reluăm spectacolul, să ne reîntâlnim pe scenă. N-a fost să fie. E o durere sufletească. Că repeți, muncesc, săraci, toată ziua sunt în fel de proiecte, dar dacă nu ajungi să finalizezi, că practic procesul acesta de repetiție se finalizează cu spectacolul oferit publicului. Ori dacă nu ajungi să-l oferi publicului, ai repetiție. Bine, nu pot să spun că degeaba sunt repetițiile, nu degeaba, pentru că sunt niște procese și trece actorul printr-o transformare, acumulează. Dar dacă nu are loc finalizarea aceasta, întâlnirea cu publicul, e o tristețe, un gol. Poate nu că nu are loc, dar e împinsă într-un orizont relativ necunoscut. E adevărat. Nu, e trist. Acum, de exemplu, în 13 martie trebuia să fie premiera spectacolului Vandan, 10 ani de sânge murdar. Va avea loc spectacolul în regim închis. Voi fi eu prezent la vizionare, colegii actori, dar tristețea de a nu fi prezent, adică aici mă referam de această finalizare, de a se închide procesul, în momentul în care ajungi, ieși și îl transmiți la public. Noi între noi ne vedem, știm repetițiile, mai urmărim, mai trecem pe la sala de spectacol, noi oricum ne încurajăm că știm prin ce proces trece fiecare actor, dar criticul cel mai dur e publicul. Ori acolo ai emoțiile, mai ales că e prima întâlnire. Când e prima întâlnire, după 2-3 întâlniri, deja știi cum reacționează publicul. Dar la prima întâlnire, pe care o și aștepți și nu se întâmplă, e dureros așa pentru un artist. Totuși, trebuie să vă întreb până la urmă. Vorbeați de transformările prin care trece teatrul și a trecut de când există teatrul, până la urmă. Iată că realitatea ne pune în fața unor situații cărora trebuie să le facem față. Vorbeam de varianta filmării spectacolelor. Știm cu toții că toată lumea a trecut în online de când cu diversele scenarii de culoarea semaforului. Vreau să vă întreb, credeți că ar fi o variantă de a vinde în online spectacolele? Chiar da. pe cea pe care ați spus-o dumneavoastră, cu filmat, cu nu știu câte camere, faceți așa un echilibru, să zic, între costuri de producție și așa. Credeți că nu știu dacă e viitorul teatrului, să zic așa, dar măcar o variantă de a merge mai departe. Este o variantă, repet, se întâmplă, cred că la București, că dacă nu mă înșel și Sibiu, a dezvoltat platforme și au investit destul de mulți bani în aceste platforme online ca să transmită spectacole și, repet, nu neapărat pentru comunitate, nu cred că ăsta va fi viitorul, pentru că teatru fără prezența publicului, indiferent că e indoor, outdoor, nu e teatru, e altă meserie, altceva. Dar e important și pentru arhivă, peste vremuri, știu, copiilor noștri vor vedea ce s-a întâmplat. Pentru că și noi acum urmărim și căutăm și nu prea sunt spectacole, mari spectacole din perioada comunistă. Unele nu s-au mai păstrat, din păcate. De ce nu? Poate ne silește sau ne va sili această perioadă să dăm o mai mare atenție păstrării acestor arhive. E important să-l și filmăm pentru că și să punem pe o astfel de platformă unde putem să și încasăm, în special pentru cei din exterior, din afară. Acolo cred că va fi, sau de acolo va veni un venit consistent pentru zona asta de spectacole în online. Eu cred că dacă nu anul acesta, la anul lucrurile vor intra într-o oarecare normalitate și o să ne aducem așa aminte cu plăcere sau mai puțin, cu mai puțină plăcere despre perioada asta. Dar oricum perioada asta ne-a transformat și ne-a pus să ne gândim și la alte lucruri
la care probabil sau le-am neglijat, alte lucruri pe care le-am neglijat. Pentru că discuția noastră oricum va putea fi vizionată, să zic, sau vizualizată de publicul larg tot prin intermediul unui ecran. Nu știu, de dincolo de ecranul laptopului, al tabletei, al telefonului, al desktopului, al ce vreți dumneavoastră, ce mesaj ați putea transmite publicului care așteaptă producții ale Teatrului Național Aureliu Manea? Să avem încredere și speranță că la un moment dat vom reveni la o normalitate. Noi îi așteptăm sau așteptăm să se închidă, să dispară aceste scenarii de culoarea semaforului, cum ați spus, și să se reîntoarcă la capacitate de 100% în sala de spectacol, pentru că o bucurie mai mare, credeți-mă și știu ce spun, o bucurie mai mare când te întâlnești cu spectatorul nu există. De asta probabil și noi facem ceea ce facem, pentru că se creează niște energii și de multe ori te duci până la stele și înapoi ca actor sau ca spectator și cumva te rupi puțin de lumea asta în care trăim și îți creezi până la urmă propriul rai la teatru și trăiești acolo pentru câteva clipe, ore și după aceea te întorci înapoi în... Și abia aștept să mă reîntâlnesc cu ei, cu spectatorii noștri în sala de spectacol.